Uite-l ce frumos stătea el aici. Așa la drum, cărare. Pe sufunzie mereu, uite așa trebuie dat. Ăștia snei. Negri ca pământul. Și mă ce? Stau să cadă că nu se înfim tare în pământ. Așa sunt. Mai mare nu au timp să se facă că pădurea mereu e căutată. De dimineață am venit, numai ce am intrat, pădurea deja era plină. Vine lume cu noaptea în cap. Și vă aștept în pădure și pe voi, că e prea frumos. Haideți la culele de grip că sunt. Da. Vin la căutat. Hai să văd ce găsesc astăzi și vă arăt și vouă. Stați aproape să faceți cu mine la cules. E cam așa, dar foarte greu de observat. Nu trebuie să dai frunze la o parte. Nici măcar nu se înfipt tare. La pădurea de asta de stejar și la mlaza de asta de stejar ce cade jos pe lângă ghindele alea lor și uite că prin lăstărișul ăsta se fac dar foarte, foarte bine camuflat, o trebuie să stai să dai frunzele la o parte cu atenție că îi lovești și îi rupi. Uite că ăstea sunt alții față de mai zona elantă unde sunt mai negri. Dar uite că sunt și se fac și aici. Numai că trebuie să-i căutăm. Hai să fim atenți și dăm și astăzi. Vorbesc încetul pentru că este foarte multă lume și astăzi în pădure. Prima de dimineață, dar deja era plin aici. Locul ăsta de două zile e nunt aici. Unul peste altul, clar că l-are. E calcă, e jalece aici. În fine, asta e. Hai să căutăm să vedem ce mai găsim. Uite-l cât de bine să te-l camuflat aici. Ce frumos e. E bine. Bun, ia-mă în jur. Și o să las. Așa. Ca să rămâi și acolo. Și-a mai rămas un pui care îl las să crească. Frumos, nu? Să fiu atent că doar de-am mai trecut pe aici. Toată lumea trece, dar nu răsculesc frunzele, doar se vede să vadă dacă sunt și pleacă. Dar uite că ei așa se fac. Da, hai să fiu atent. Vă mai arăt. Uite-l și pe ăsta cât de frumos crește el aici. Uite așa mai pe vale, mai pe coastă, mai pe lăstăriș dintre ăsta. Mai sunt frunze, mai pe sub iarbă, câte unul, și tot mai sunt. Aștia mai răsăriți, mai mari, că puiete prea mult, mult călcat pentru că nu se vede,
sub frunze și nu se văd și na, asta e, se calcă că n-ai cum să-i vezi. Se ferește unul calci pe altul. Și tot așa, scălcat foarte mult. Mult puiet. Dau frunze la o parte, dau de la stup înapoi și îi las acolo să crească, nu vreau să-i culeg. Cu siguranță nu-i mai găsești când revii, pentru că pădurea fiind populată, foarte multă lume la pădure, eu am spus de atâtea ori, că mie și nu știu cum să tot mă repet, dar asta e realitatea. Sunt bucuros că vine lumea la cules. Dar dacă mă lăsăm un pic o zi, două, vor crește și ăștia mari. Hai să vedem ce mai găsim și vă mai arăt. Aici, la mlada asta, uite așa dintre ăștia sunt. Piciorul mai subțire, tot ribi. Dar uite așa se fac. Deci fiecare după zona lui și după cum e terenul, așa se fac. Aici tot stejar este. Mai mlada. Și uite așa se fac. Bun, sănătoși ăștia. Nu pot filma în mladă, că nu pot băga să filmez, că dau prin boschete tot, dar o să-i scot așa pe rând câte unul, doi. Din ce mai găsesc și verat și vouă. Frumos și bun și ăștia și sănătoși, nu? Da. Hai să fiu atent ce mai este pe aici și vă arăt și vouă. Da, toată lumea săracă caută, câte unul, câte doi, că așa este, n-avem ce face. Uite, ca să vedeți și voi, să încerc să o scot așa frumos. Este foarte greu de observat, trebuie să stai cumva la distanță și să-i vezi. Uite-l ce frumos crește el aici. Super, super. Trebuie să-i vezi la distanță și să fii foarte atent să-i vezi. Că n-ai cum altfel. Și dacă te bagi așa de iurea, e și calci, că nu-i vezi. Îl vezi de la distanță, l-ai localizat și te duci după el. Și tot așa. Câte unul, câte unul și scoți. Că altfel n-ai cum. Să fiu mai atent că aici mai sunt. Au dos aici, umezeală, și dosul ăla ține căldură și uite că se fac. Uite la aici cum crește asta. Multe așa ca ei. Chestia aia. O parte din ei care am mai găsit aveau veri. Dacă îi lăsăm să crească, fac mai mult veri. Și oricum îți pierduți. Dar suficient de mare, sunt frumoși ăștia, sănătoși. O să fac și prin lângă mladă și așa cresc. Da. Hai să-i căutăm. Hai să-i căutăm că sunt. Am aici unul frumos tare. Și bine că am umflat. N-aveai cum să-l vezi. Cum creștea după ramura aia. S-a lipit de ramură și așa creștea el. Fii atent aici.
tot așa sunt. Așa cresc ei, numai că trebuie cu atenție observați, nu cu viteză, că n-ai să-i vezi. Nu-i poți să-i vezi deloc. Poate doar de aici, pe bucata asta, am cules ăștia. O parte din ei călcați, că au trecut și alții pe aici. Și să nu credeți că am călcat și eu, că n-ai cum altfel. Dar ăștia sunt ribe ăștia de toamnă care se fac acum. Și uite altul lângă el, lateralul lui, că nu îl observasem atunci. Dar după aia m-am ridicat și l-am și văzut. Uite. Astăzi când am venit dimineața era 7 grade. Acum s-au încălzit, cred că cu un grad, două. Destul de rece. Deci ăștia le plac temperaturile scăzute. Și să știți că o mare parte din ei, chiar cât de mici erau, aveau și vierme. Dacă noi culegem acum, ori calcă alții, ori noi mai culegi. Uite-l cât de bine să te ia la aici camuflat. Cum să-l vezi la culoarea asta, că n-ai cum. Uite. Și pe aici sunt mai mulți. Plus că adineaure numai cât s-au trecut pe aici și-o tot căutam, s-au de vorbă, s-au învârtit și ei pe aici, mulți au călcat și au plecat mai departe. Și ei, uite așa, se fac, numai că, na, atent, câte unul, că s-a tot cules. Ce-a fost mare, s-a cules duminică, din prima zi, că duminică a fost regal aici. Acum, nu mai cresc, nu mai au timp. Asta e. Dar uite că ei se fac și sunt, numai că trebuie să... Trebuie să fii foarte atent și să-i localizezi. Și unii găsești unul, te uiți că o să mai fie cu siguranță și alții, dar da, mai fost cules. Aici nu prea văd tăietură. Sunt unii care ies mult din pământ, nu-i curăț, așa pleacă. Da, hai să văd ce mai găsești și vei arăt. Și cum v-a spus, alături de el și frățiorul lui. Să ne mai uităm atent, că siguranță găsim și restul rudelor lui. Că așa se fac ei, în familie mare, unul după altul, numai că e mai greu de observat. Dar, încetul, îi găsim. Să vedem că trebuie să fie și ceilalți. De unele poziții e greu de observat, dar să te întorci și schimbi poziția și îi vezi așa prin lăstărișul ăsta aici. Cred la culoarea pământului, culoarea frunzelor, camuflat bine. Dar încet cu încet îi găsim. Hai să-i căutăm. Asta ce bine să te aici camuflat. Frumos ăsta, sănătosul. Haide. Fii atent aici, că trebuie să mai fie. Greu de observat, dar nu greu de cules. Stai mai mult într-un loc, cauți bine și îi găsești câte unul. Da. Hai să mai căutăm. Uite, doi călcați. Că nu,
I-a văzut, da, uite cum la viteză, că ești pe aici, că-s cu șute, cum i-a călcat. Uite. Așa se fac ei aici. Hai cum, e vin în viteză, nici nu ai cum că săraci. Se vede că e atâta lume în pădure și apoi fiecare caută tot câte un loc să se ducă, să-i caute. Și trece în viteză, el nu vede că dacă de-abia a ieșit și uite că îl și calcă și îl pierde. Tot aici la mlada asta. Potențial mare aici. Hai să mai vedem ce găsim și vă arătăm că mai sunt cu siguranță. Văzusem adineaura unde l-am pierdut și eu din vizor. Am zis că nu pot și să și filmez și să și te uiți după ei. Că îi pierdem vizor. Asta e. Dar hai să vedem ce mai găsim. Ia uite frumoși cât de bine stăteau ei aici. Și așteptau să fie culeși. Da. Hai să văd și aici ce mai găsesc. Tot așa trebuie căutat încetul, ca sub frunze. Încă nu am dat de o pintici ghebele, încă nu se lasă ieșite la lumină, nu vor să iasă de sub frunze. Și ar avea condiții, dar știu eu ce se întâmplă. Vom vedea dacă vor ieși. Hai să vedem ce mai găsesc și aici și oară și a fost super și astăzi. Mâine de dimineață, așa am stat vreo 2-3 ore. Pădure căutată, bine, 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 răscolită. Eu am stat într-un loc acolo, în mladă. Și am controlat bine, bine, bine. Am adunat câțiva hribi. Mi-ajunge. Cred că am vreo 3 kg, 4 kg, suficient pentru mine și pentru familia mea. Consider că mi-e suficient. Las să mai crească, las să culeagă și alții. Alții poate n-au cules deloc anul ăsta, dar eu am venit mai des și tot a fost. Și de acum la mașină și acasă. Pădurea e tot aici. Și să știți că sunt ribi. S-au făcut frumoși ribi. Mult puier. De acum o să înceapă a ieși mult călcați în picioare, pentru că nu se văd de frunze. Sunt bine, bine camuflați în frunze. Ei de-abia încep să iasă. Pământul este umed, au condiții. Lumea aleargă repede, nu vine, nu stă într-un loc. Vin câte 4-5, câte 2 călări în mână și taie-o, sar frunzele în urma lor. Eu am stat doar într-un loc și am adunat de ajuns. Da. O să vă arăt și vouă câți am cules. V-am spus, sunt super mulțumit. Da. Dacă tot ai stat până la capăt și ai văzut videoclipul, las acolo un like sau un dislike dacă nu-ți place. Nu mă deranjează. E părerea ta. Un comentariu îți răspund. Distribuie să vadă și prietenii tăi, mulțumesc celor ce sunteți abonați și mulțumesc frumos celor ce veți veni în continuare pe canalul meu. Zi bună să aveți și vă aștept în pădure și pe voi, că e prea frumos. Haideți la cules de hrib că sunt. Da, Dumnezeu să vă aibă în pază. Așa am cules, mie mi-ajung, sunt suficienți. Mai am tot cules. Am avut bună plăcere și îmi place foarte mult să vin la pădure, să profit de peisajul ăsta frumos și aer curat, e sănătos pentru organism, pentru trup, cel puțin mie îmi face bine. Dacă veți încerca, o să vă facă bine și vouă. Și uite că
Mi-am luat cât am avut nevoie, duc acasă să-i prepar și las să culeagă și fiecare, să aibă fiecare să pună pe iarnă și să facă ce o vrea din ei. Da.